Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la o ediție specială a emisiunii Presa Liberă Trecere, o ediție pe care o dedicăm sfintelor sărbători de Crăciun. Astăzi am decis să stăm de vorbă cu micuții colegilor din trustul Grup Media TV Sat. Mai precis, avem invitații patru copilași care ne vor vorbi cu mare emoție despre ce înseamnă sfintele sărbători de iarnă. Vom vorbi despre Moș Crăciun, despre brăduțul frumos împodobit, încercăm să vă colindăm, să vă prezint și invitații speciale ai ediției de astăzi. Avem prezentă pe domnișoara Iulia Zvaikovski, fetița colegei noastre Elena Tănase. Mămica Iuliei se ocupă de promovarea online a grupului Media TV Sat. Îi spunem bună seara, discutăm cu ea imediat. Este prezent în platou și Rareș Chițu, fiul colegei Sorina Chițu, colega noastră care se ocupă de corespondenți. Sorina Chițu este coordonatorul corespondenților în cadrul Grup Media TV Sat. Îi spunem bun venit lui Alexandru Dumitru. Bine ai venit, Alex. Alex este un prieten al emisiunii Presa Liberă Trecere. A mai participat în edițiile trecute la noi. Este fiul lui Florin Dumitru, realizator emisiunii radio și TV la Grup Media TV Sat. Și îl prezentăm și pe Mateo Andrei Gongea. El este juniorul meu și fiul colegului Alin Gongea. Vă mulțumesc foarte mult pentru curajul de care ați dat dovadă astăzi de a participa la noi la emisiune. Le mulțumesc de asemenea foarte mult părinților voștri. Începem discuția, dacă nu vă spărați pe mine, cu Iulia, fiind singura domnișoară prezentă în ediția de astăzi. Da, Alex, voi sunteți băieți, bărbați, manierați, doamnele au prioritate, desigur, spune Alex Dumitru. Bine ai venit, Iulia! Bine v-am găsit! Câți anișori ai? 8 ani. 8 anișori. Ești elevă la ce școală? Numărul 1. La școala numărul 1 din Râmnicu Sărat, la ce doamnă învățătoare? Chirurgianină. La doamna Chiru. În clasa a doua ești tu elevă, da? Astăzi ai fost la școală? Da. Cum a fost astăzi la școală? Bine. Nu a fost o zi așa obositoare, cu emoții? Nu. Te gândeai că o să vii la emisiune și o să discutăm despre Moș Crăciun? Și după emisiune mergi acasă, te odihnești și faci temele, nu? Da. Că mai avem puțin până la vacanță, chiar dacă suntem în pragul sfintelor sărbători, mai avem puțin până la vacanță. Și după emisiune vă veți dedica timpul temelor, vom discuta noi și despre teme. Discutăm în continuare cu un voinicel, cu Rareș Chițu. Bine ai venit la noi, Rareș! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, le mulțumesc și părinților tăi pentru că au făcut efortul de a te aduce astăzi la noi la emisiune. Câți anișori ai? 6 ani și 10 luni. 6 ani și 10 luni, aproape 7 ani. Băiat mare, să crești mare. Ești la grădiniță? Da. La ce grădiniță? Unde înveți tu? La 3. La grădinița numărul 3. Și ai fost astăzi la grădiniță, nu? Da. Nu puteai să lipsești, nu te-ai învoit. Nu trebuia să lipsesc. Nu trebuia să lipsești. Păi cum? E serviciul tău, nu? Așa cum mami și tate au serviciul lor și tu ai serviciul tău. Responsabilitatea zilnică. Și ești obosit? Că vă întrebam și înainte de a începe filmările. Da, sunt obosit. Ești obosit. Vezi, încă o dată îți mulțumesc pentru că ai făcut acest efort de a veni la emisiune. Bine ai revenit, Alex. Ce faci? Bine și bine v-am găsit din nou la Presa Liberă. Îți mulțumesc pentru prezență. De asemenea, dacă i-am întrebat pe colegii tăi de platou care a fost programul de astăzi, dacă au fost la școală, la grădiniță, sunt nevoită să te întreb și pe tine. Sigur. Cum a fost ziua de astăzi? A fost bine, cu mult scris. Ți-ai făcut încă temele? Urmează, nu? După emisiune. Nu le-am făcut încă, dar o să le fac când ajung acasă. Le reamintim telespectatorilor, tu ești elev în clasa a treia, la școala numărul 1 din Râmnicu Sărat. La doamna învățătoare? La doamna Cornelia Berteștean.
Le mulțumim și doamnelor învățătoare, le salutăm. Dacă vreți voi un mesaj să-l transmitem, dar la finalul emisiunii. Bine ai revenit, Mateo. Mateo este un prieten vechi al emisiunii noastre. Bine v-am găsit. Ce faci? Bine. Te rog să te prezinți așa cum s-au prezentat și... Eu sunt Mateo Andrei, am 8 ani și învăț la școala Vasile Cristoforeanu la doamna Marin Marcela. Mulțumim foarte mult pentru o prezentare. Și tu ai fost la școală și tu mergi acasă și urmează să-ți faci temele. Știți de ce v-am invitat astăzi? V-au anunțat părinții, vreau să discutăm despre ce vă place vouă cel mai mult, ba chiar și nouă adulților. Foarte mulți dintre noi așteptăm iarna ca să vină Moș Crăciun, așteptăm iarna pentru că se naște Domnul Iisus Hristos. Mateo, ce reprezintă pentru tine acest sezon? Ce reprezintă pentru tine sărbătorile de iarnă? Pentru mine sărbătorile de iarnă reprezintă bucurie, pentru că bucurie și fericire, pentru că putem să ne dăm cu sania, să facem oameni de zăpadă, eu pot să-l bat pe tati cu bulgări de zăpadă. Ah, deci iarna copiii au această posibilitate, să-și bată părinții, da? Cu zăpadă, bineînțeles. Da. Te rog. Și se naște Domnul Iisus Hristos, vine Moș Crăciun și cam atât. Se naște Domnul Iisus Hristos, vine Moș Crăciun, îl așteptați pe Moș Crăciun, vreau să-mi spuneți cum v-ați pregătit pentru venirea Moșului. Iulia, pentru tine ce înseamnă această perioadă, perioada Sfintelor Sărbători pentru de iarnă? Pentru mine această perioadă înseamnă multă bucurie, fericire, mă bucur pentru că pot să-l bat pe tate și cu mami cu bulgări de zăpadă. A, deci ați ajuns la același numitor comun. Iarna, părinții trebuie să ia bătaie de la cei mici. Într-adevăr, Crăciunul este pentru copii, pentru cei mari, cea mai așteptată sărbătoare. Rareș, te bucuri că vin sărbătorile? Da. Nu avem noi zăpadă, dar te pregătești, da? Da, și tu. Da? Ce înseamnă pentru tine această perioadă? Ești cu mie îmi place să-l aștept pe Moș Crăciun seara. Seara l-aștepți pe Moș Crăciun. Vreau să vorbim imediat despre Moș Crăciun și eu vreau să vină Moș Crăciun și la mine și la Mateo. Nu știu dacă am fost cu minte. Vreau să aflu și de la voi dacă părinții au fost cu minți. Ce crezi? La părinții tăi vine Moș Crăciun anul acesta? Da. Așa? Da? Eu nu le spun. Tu poți să-mi spui mie adevărul. Au fost cu minți? Da. Au fost cu minți, da? Deci da. Își merită darul. Da. Dar tu... Tu îl aștepți pe Moș Crăciun, ai fost cu minte pe parcursul da, acestui an? Da, fost. Da? Și acasă și la grădii, da? Da. Da? Alexandru, tu ești cel mai mare invitat al nostru. Ce reprezintă pentru tine Sfintele Sărbători de Iarnă? Sfintele Sărbători de Iarnă reprezintă așa pentru mine o mare bucurie pentru că s-a născut pruncul Iisus Hristos. O să vină și Moș Nicolae și o să fie și Sfântul Nicolae pe 6 decembrie, adică joi, și pentru că o să mai vină și Moș Crăciun. Vă bucurați? Cadouri. Vă bucurați pentru că este o perioadă plină de bucurie, sunteți fericiți, vă gândiți la daruri, la pomul frumos împodobit. Mateo, ce știi tu despre Moș Crăciun? Eu știu despre Moș Crăciun că Moș Crăciun înainte a fost un bătrân. Și Maica Domnului cu bătrânul Iosif erau pe un măgar și Maica Domnului trebuia să nască pe Iisus. Și după aia au mers la casa lui, și dar bătrânul nu i-a găzduit. Și soția le-a spus să se ducă într-un graj. Și după aia, după ce s-a născut Iisus Hristos, Dumnezeu s-a supărat pe el și l-a transformat în Moș Crăciun,
ca să facă daruri la toți copiii. Da, deci ne-ai spus tu această istorie, ce spune tradiția despre Moș Crăciun. Era un om bătrân care s-a împotrivit, spui tu, primirii lui Iisus Hristos în casa sa. El și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o, da, și-a luat decizia de a dărui celor mici și celor mari pe tot parcursul vieții. Iulia, ești de acord cu ce a spus Mateo? Da. Da? Da? Așa stau lucrurile? Da. Da? Deci Moș Crăciun acum este un om bun și vine, ne dăruiește și celor mici și celor mari, da? Primim da. Și noi adulți daruri cu această ocazie. Ce-ți dorești tu să primești de la Moș Crăciun? Un Lego. Un Lego, e scris? Da. Este o scrisoare, da? Dar îi poți spune, poate se uită la noi, la emisiune, poate își face timp, ne aude și poți să-i mai... Cer ceva, dacă consider că meriți. Ai fost un copil bun, nu? Eu așa știu că ai fost un copil foarte bun. Și acasă ți-ai ascultat părinții și la școală ai învățat bine. Da? Rareș, ce aștepți tu de la Moș Crăciun? Ce-ți dorești? Eu aștept o macară albastră. O macară albastră. Și o meriți? Ai fost cu minte? Da. Nu ai greșit absolut deloc. Cu mințel, cu mințel foc. Ți-ai făcut și temele la grădiniță? Aveți teme? Da. Aveți teme, of, Doamne, așa mititei. Și crezi că va veni moșul cu macaraua? Da. Dar pe unde va intra moșul? Pe unde va veni? Pe ușă? Pe geam? Horn. Pe horn. Locuiești la casă, nu? Da. Că Mateo locuiește la bloc. La bloc și ai pe horn, da. Așa este. Da. La Mateo, într-un an, a venit pe geamul de la de baracă, n-a nimerit hornul. Da. Alexandru, la tine? Cum crezi că va reuși? Tu la bloc locuiești, nu? Da, la bloc, dar va avea noroc de data asta Moș Crăciun, fiindcă eu locuiesc la parter și holul da, mai ușor, îl găsește ușor, da, 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 că a venit mereu pe aceeași... Brăduțul, mă gândesc că e lângă geam, da, imediat pune cadoul. Ce cadou? Bine, eu am mai două cadouri pentru Moș Crăciun. O dronă care se pilotează cu mișcările mâinii. Nu ești deloc pretențios, da? Păi, am comandat ceva pentru copii mari și un puzzle 3D cu castelul Peleș. Și e sigur că o să le primești? Ai făcut tot posibilul anul acesta, să-ți mulțumești părinții, ai învățat bine, ai fost și la bibliotecă și ai citit, ai fost și la cursurile de chitară și la tenis de masă și îți vei primi darurile, da? Sigur, cred. Da? Nu se știe. Și spui tu că stând la parter e mai ușor să... Mai ușor, da, că da, da. Vine mereu pe aceeași cale. Da, bineînțeles, știe, an de an știe cum să procedeze. Te-ai întâlnit vreodată cu el? Da, când eram mic, când aveam 3 ani, venise chiar pe ușă în dimineața următoare. Și te-ai speriat? Nu chiar, dar... Nici nu prea eram așa mirat, pentru că eram mic, nu prea înțelegeam. Și cum te-ai întâlnit cu el așa pe hol? Cum s-a întâmplat? Nu. Următoarea dimineață a bătut la ușă, imediat cum m-am sculat, și apoi l-am invitat în casă. Am spus două cântece, două povestioare, ceva. Deci ai insistat să vadă dacă ești pregătit, dacă meriți, dar și dacă nu știe ce făcea, aș lua darurile? Totuși, nu, dacă nu știa, nu știu ce se întâmpla. Și o singură dată te-ai întâlnit cu el? O singură dată. De atunci a venit numai pe geam și nu l-am mai văzut. Că da, sunt și alți copii mici și mă gândesc că vrea să fie cunoscut de toți. Acum, dacă tu ai avut posibilitatea și l-ai văzut odată, se duce și la cei mai mici, mult mai mici decât tine. Dar la școală a venit la vreo serbare, ceva? Da, în clasa 0 a venit, doar în clasa 0, că de atunci ne-am făcut mai mari. Și tot în legătură cu Moș Crăciun, că am văzut chiar Crăciunul trecut, când adormisem, eu îmi lăsasem așa ușa deschisă. Dar când m-am sculat azi noapte, am găsit-o închisă. Și nu știu de ce, cred că a închis-o, fiindcă cred că a făcut...
călăcie și să nu mă trezesc eu să-l prind. Am înțeles, dar cu ochii pe el, nu? Stai toată noaptea și îl păzești? Sau mai bine dormi liniștit ca să vină, nu? Dorm așa liniștit, dar apoi pe la așa, mai pe la 3 noaptea, pe la 2. Te trezești? Mă scol așa dintr-o dată și zic, aoleu, poate a venit Moș Crăciun, să mă uit la brad. Și? Și mă duc. Și când văd, mă duc și la părinți, îi trezești pe ei și și de la ora aceea stau și pot joc cu jucăriile. Și nu mai dorm, nu? De la 3 noaptea. Vai! Dar ești fericit. Și părinții sunt fericiți. A venit moșul la copilașul lor, bineînțeles. Mateo, tu te-ai întâlnit vreodată cu Moș Crăciun, așa, face-to-face, față-înfață, cum spune Alex? Da, m-am întâlnit la 4 ani, la 3 ani, 4 și la 4. Tot așa, pe hol, v-ați... Bună, bună, ce mai faci? Bine ai venit, moșule? Prima dată, tati a venit de la servici, eu eram cu tete, bunicul meu, în dormitor și cu mami, și după aia tati a venit acasă și mi-a spus, ia vino pe hol să o fi moșul, și după aia am deschis ușa și a venit moșul. După aia, la 4 ani, eu l-a găsit tati între Buzău și Râmnic cu mașina stricată. Avea o mașină decapotabilă cu roșie, cu puncte albe pe ea. Deci moșul vine cu mașina decapotabilă, fără sanie, ce mai ren, ce mai... Aha. Și de ce între Buzău și Râmnic cu sărat? Păi poate s-o fi dus la alt copil în Buzău. E, și... După aia, Rodi, bunica mea, e vecină cu mine și când l-a văzut afară, când l-a adus tati cu mașina, a zis, moșule, vii și la mine? Și? Și ei, a venit doar la mine. A venit doar la tine. Da. Și îl durea măseaua, era cam bolnav. A venit Moș Crăciun la tine cu mașina decapotabilă. A rămas și în pană între Râmnic și Buzău și mai îl durea și măseaua. Da. A brăcit, a tras curent, nu știu, de la mașina ei s-a tras, păi probabil. Da, am văzut că stătea cu mâna la gură și de-aia am analizat chestia asta. Aha, stătea Moș Crăciun cu mâna la gură și îl durea măseaua, doamnelor și domnilor. Am înțeles. De atunci l-ai mai văzut? Doar la grădiniță o dată, l-am mai văzut la grădiniță și în... Să nu facem publicitate, l-ai mai văzut, da, într-un magazin din Râmnic cu Sărat și la servarea de la grădiniță. Dar a venit și anul trecut, a venit moșul la tine? A venit, dar doar așa, prin magie. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Alex Dumitru, da? În timp ce dormeai tu... Nu, eu nu dormeam, eu am așteptat. Și când mă schimbam, după aia i-am mai zis lui mami, mami mă mai odată, i-am făcut semn. Și după aia am văzut cadourele. Unde? Unde? Sub brad. Cadourele sub brad. Alex spune că se trezește așa pe la 3 noaptea, se uită prin casă, a venit, nu a venit. Tu ce faci? Mă uit din când în când, dar nu dorm. Mă uit de ziua până seara și dacă trece de 1 noaptea, mă culc. Am înțeles. Deci copiii noștri stau și îl pândesc pe Moș Crăciun. Iulia, așa procedezi și tu ca băieție? Stai de dimineață până seara și te uiți sub rădus să vezi dacă a venit moșul? Nu. Eu dorm. Tu dormi. Tu, fetiță cu minte, așa sunt fetițele. Știi că ai fost cu minte, înțelegătoare, ascultătoare și nu e cazul să stai la pândă să vezi pe unde vine moșul. Și oricum tu cred că locuiești la casă, nu? Da. La tine pe horn vine, cu siguranță. Da. Te-ai întâlnit vreodată cu el? Da. Da? Anul trecut. Te-ai întâlnit anul trecut cu el. Cum s-a întâmplat? Vrei să ne spui? Păi eram cu toată familia și cu verișoara mea și a ciocănit cineva la ușă. Mama mi-a zis să ne adunăm toți pe hol, ne-am adunat, am deschis ușa și l-am văzut pe Moș Crăciun. Și v-a dat daruri. Ce frumos! Și la fel ai fost nevoită să spui poezii, să colin, da. Să... Da? Da. Te-a întrebat, a luat la întrebări. Îți meriți darurile. Ia să văd, ai fost fetiță cu minte, ai scris, ai făcut temele. Și la școală l-ai văzut vreodată? Da. Doamna organizată? La clasa 0.
A venit și la clasa 0. Înseamnă că sunteți o clasă cu elevi foarte buni și ați meritat. La clasa 1. Da? Dar și la clasa 1 a venit Moș Crăciun? Ce norocos sunteți voi! Rareș, tu te-ai întâlnit cu Moșul? Da. Și tu te-ai întâlnit cu Moșul? Da. Ce norocos sunteți! Hai, te rog mult, spune-mi, cum a fost? Eu tot m-am trezit la 3 noaptea și... Și tu la 3 noaptea? Da. Măi, băieți ăștia, stau la pândă, ia spune-mi. Și cum a fost? Te-ai trezit la 3 noaptea? Te-ai dus la drăguț? Am trecut, am văzut ceva mai mare acolo. Un cadou mare? Am văzut ceva mare. O cutie mare? Cam un elicopter de la mare. Și ce era în cutie? Era un elicopter cu telecomandă. Pentru tine, nu pentru mami. Nu? Pentru mine. Așa, așa, pentru tine. A fost darul pe care ți l-ai dorit. Da. Da? Și cu Moșul te-ai întâlnit așa? Da, m-am întâlnit în pădure. Va, dar ce căutai tu în pădure? Cum în pădure? Căutam... Pe Moș Crăciun? Da. În pădure te-ai întâlnit și cu el? Într-o zi am văzut ceva, un bloc mare. Așa? Și cred că acolo locuia Moș Crăciun. Posibil. Păi și eu m-am întrebat așa pe tot parcursul anului, unde ar putea să stea Moșul? Cu tot anul stă la Polul Nord? Nu, nu stă tot anul la Polul Nord. Mai merge și la mare sau tu l-ai găsit în pădure? Unde stă el? El stă la blocul 8. Tu, da, Moșul. Moșul stă la... lângă mine. Moșul stă lângă tine. Mă bucur. Păi înseamnă că băieții trebuie să se împrietenească cu tine, să-l viziteze pe Moș mai des, da? Alexandru, ești vecin cu Rareș? Ai auzit? Moșul stă lângă el. Tu ce crezi? Stă Moșul tot timpul anului acolo în Nord? Nu. Totuși, dacă tot... fiindcă am aflat odată chiar de la Moș Crăciun, că l-am mai văzut odată, și le-a luat la întrebări, biserică, cerut adresa? La biserică. Și el ne-a povestit nouă că el vine din Ierusalim, de unde s-a născut pruncul Iisus. Am înțeles, frumos. Deci vine de la Ierusalim, de unde s-a născut pruncul Iisus. Foarte frumos, foarte frumos. Și anul acesta să vedem dacă tot... Mateo, urmezi ce-ți dorești. Eu... Ia, să aflăm ce-ți dorești și tu. Vreau să trec la un alt aspect, o altă întrebare, dar să vedem. Eu îmi doresc de la Moș Crăciun o mașină, un BMW ursuleț metalic, un Duster metalic, un ram american căreia îi se deschid ușile și un pistol brichetă. Un pistol brichetă? Ce să faci tu cu un pistol brichetă? L-am văzut într-un magazin, era negru și era și în toc și mi-a plăcut. Și am zis Moșului. Și ai zis Moșului? I-ai scris sau...? Nu. E în rugăciune. În rugăciune i-ai zis Moșului. Da. Și crezi că o să le primești? Nu sunt cam multe? Și tu și Alex aveți niște pretenții, așa? Doar două eu. Tu doar două, am înțeles. De ce el are mai multe pretenții, nu? Ai contabilizat, ori ai numărat în timp ce zicea Mateo? Nu, n-am numărat că m-am pierdut în ce zicea. Ai pierdut și eu, cred că și Moșul s-a pierdut în ce a zis Mateo. Dar ai fost cu minte să le primești pe toate? Eu am fost cu minte, dar n-am cum să zic că am fost impecabil, deci am fost cu minte, dar așa. Nu, îi spune Moșului, Moșule, să știi că a fost impecabil. Chiar a fost un băiețel cu minte. Acum nu știu cum ai fost la școală. Ai învățat bine? Da, pe carneta numai FB. Aha, am înțeles. Pe carneta ai numai FB. Deci tu consideri că îți meriți din plin darurile? Asta să știe Moșul, nu eu. Am înțeles. Moșul va decide dacă vei primi sau nu vei primi darurile. Ia spuneți-mi și mie, când împodobiți brăduțul? Alex. Eu... O să-l împodobesc mai spre ajun. Spre ajun Crăciunului, da? Pentru că nu l-am împodobit chiar așa acum de Moș Nicolae, pentru că el aduce cadouri în ghetuță, nu chiar sub brad. Și mai așa pe la ajun, pe 23-22 decembrie.
pe 23, pe 22, cam atunci, în perioada în care luați voi și sărbare, da? Sunteți mai liberi, își fac și părinții timp. Împreună cu părinții împodobește brăduțul? Uneori, da, da, așa, în general. Dar dacă are mama mai multă treabă, trebuie să-l împodobesc eu cu tata. Am înțeles. Păi, în general, noi, mămicile, suntem ocupate, mai ales în perioada sărbătorilor și așteptăm ajutor și din partea voastră. Și vă să ne dați o mână de ajutor la treburile casnice, nu? Da. Da? Și ea spune, împodobești doar brăduțul sau ai diverse decorațiuni, ai anumite... Da, am unele, am diverse decorațiuni. Am două beculețe din acelea care se învârci singure dacă le bagi în priză și fac așa niște lumini foarte frumoase, luminițe din acelea de care s-au pus prin oraș. Am să decorez, să decorăm camerele și o luminiță din aceea pentru ușă. Frumos, frumos. Da, da, da. Îți place acest anotimp, Alex? Iarna? Anotimpul iarna, da, îmi place pentru că în iarnă am multă distracție, chiar mai multă decât în vară. În vară putem doar așa și mergem în vacanță, pur și simplu, da. Dar în iarnă două bucurii, bine, trei, Revelionul, chiar dacă este în ianuarie, tot face parte din anotimpul iarna, Revelionul, ajunul Crăciunului și Moș Nicolae. Și pentru că, cum spuneau și ceilalți copii, să ne batem cu bulgări, să facem oameni de zăpadă. Tot așa pe tati? Îl bați cu bulgări? Pe mami nu prea o bat, fiindcă ea are ochelari și de ea. Am înțeles. Deci este scutul nostru, am înțeles. Da, 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 am înțeles. Suntem norocoase. Mateo, știu că ai făcut o compunere pe tema aceasta la școală. Da. Și scriai acolo că îți place foarte mult acest anotimp. Da, am făcut o compunere pentru la școală și am vorbit despre anotimpuri. Și mie, îmi plac toate anotimpurile, dar în mod deosebit îmi place iarna, pentru că putem să ne dăm cu sania și să facem tot ce vrem noi. Și vara, pentru că luăm vacanță și ne și părinții iau concediu și ne ducem la țară. Am înțeles. Deci ți-ți place și iarna. Și vara, ți-ți place vacanța, timpul petrecut împreună cu familia. Când împodobește brăduțul? Alex spunea că pe 23 decembrie, cam în acea perioadă, aproape de ajunul Crăciunului. Tu? La noi în familie e o tradiție și noi împodobim bradul în ajunul lui Moș Nicolae. Am înțeles. Doar brăduțul sau ai și cu diferite? Casa. Toată casa cu instalat, toate geamurile pline de instalații și la dormitor și la balcon și la bucătărie. Singurel? Nu. Împreună. Ce pui eu... Pun globurile în brad, eu altceva nu fac și tati pune mai multe chestii și mami face curat ca să le punem în locurile respective. Am înțeles. Iulia, tu când împodobești brăduțul? Eu împodobesc bradul mai devreme pentru că de obicei de Crăciun plecăm la munte. Plecați la munte. Frumos. Și lăsați brăduțul frumos împodobit acasă. Ajuți? Te implici la împodobirea pomului de Crăciun? Da. Da? Și având și curte, ai mai mult spațiu, împodobește și afară sau doar în casă? Și afară. Și afară, da? Îți place iarna, da? Cu toate aceste momente magice, da? Da. Și la munte petreceți frumos? Da. Da? Unde îți place mai mult să faci sărbătorile? Acasă
Sau la munte? Unde e mai frumos? La munte e zăpadă, clar. La munte. Da? Și te joci cu zăpadă, în zăpadă? Da. Ori schiezi? Mergi la schi? Da? De mititică? Nu, de anul trecut. De anul trecut. Cine mai schiază? Eu. Și tu, Rareș, da? Ia, înainte de toate, spunem cum e cu Brăduțul. Când îl împodobești? Nu l-ai împodobit acum, nu? Pe 24. Pe 24, fix în ajunul Sfântului Crăciun. Și ajuți pe mami, pe tati, da, îi ajuți sau tu singur împodobești? Eu singur îl împodobesc. Bravo, bravo. Câte un globuleț, da? Cine pune steaua? Ai stea la Brăduț? Da, am stea. Sau vârf la acela, da? Tot eu îl pun. Bineînțeles, nu ești tu șeful casei. Mă gândesc că tu ești șeful acolo, nu? 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 Da, eu sunt. Păi da, așa e normal, nu? Alexandru, tu ești șeful la tine acasă, Iulia la ea acasă. Nu chiar așa. Mateo la el? Cum nu chiar așa? Dar tot legătură de brad, steaua tot eu o pun, mă ridică tata ca... Și am observat că facem asta în fiecare an ca și cum ar fi o tradiție. Adică o tradiție de Crăciun, așa, să punem steaua în brad, ultimul detaliu pentru a împodobi un pom, ca să arate minunat. Am înțeles, vrei să adaugi ceva și cred că vrei să-l completezi pe Alex. Nu, voiam să zic eu ceva. La mine mami e șefa în casă și o să fac juntul. Am înțeles, da. Da. Iulia, tu ești șefa la tine acasă? Da. Da, așa. Acum lăsăm șefii la o parte, vorbim de Brăduț, da? Cum e cu steaua? Tot așa, te ia tati în brațe și puneți steluța în Brăduț? Da. Cine o pune? Șefa? Eu. Sau adjunctul? Eu. Dar câteodată tati mai uită și eu mă supăr pe el și o pune el de prima dată. Am înțeles. Și tu ce zici? Dă-mi mie ca să o așez eu mai bine, nu? Parcă am mai asistat la momente din acestea. Întâi îi spun să pună globuri și după aia steaua. Am înțeles. Da. Deci băieții își ajută tații la împodobit. Noi, mămicile, cred că mai punem câte un colind, da? Ascultați colinde? Da. Da? Da? Vă sigur. Vă plac colindele. Iulia, au ajuns pe mami la treabă în această perioadă sau tot timpul? Da. Ai timp? Da. Care sunt treburile la care au ajuns pe mami? Gătiți împreună? Da, câteodată. Câteodată, da? Mă ajuți la șters praful? Da. La aspirat? Ce fetiță de încredere, de bază are mămica. Rareș, tu au ajuns pe mami la treabă? Da, o ajut. Ba, mă gândesc, nu? Nu are și mami nevoie de ajutor, voi sunteți băieți mari. La ce treburi o ajuți? Eu ajut să facă mâncare. Da, bineînțeles, nu? Gătești împreună cu mămica. Mami, când vine obosită după atâtea știri de la serviciu, are nevoie de un bărbat de bază în bucătărie, nu? Da. Bineînțeles. Alex, tu ți-ai ajuns părinții la treburi? Uneori, da, dar nu-i ajut așa pentru că ei spun într-una că eu sunt mic, eu nu prea știu atât de multe. Tu spui acest lucru? Nu, ei. Ei spun și de a... Normal, să dau cu aspiratorul, dau uneori așa și cu mopul, dar mai ales dau eu un secret, mai ales când dorme ca să-i așa surprind sau când sunt plecați undeva și rămân și acasă. Și când vin acasă, văd totul strălucește, da, curat ca lacrima, da? Da. Și sunt mândri de băiatul pe care îl au, da? Da. Nu se supără pentru surpriza pe care o faci? Nu. Mateo, tu? Eu mi-ajut părinții și bunicii. Eu o ajut pe mami să facă mâncare, mai amestec și în cacao și... Ce mâncare facem? Ai zis de cacao. Cu tati mai mult înțeles. Fac mâncare. Și mai mult amestec. Și la țară, cu tete, bunicul meu, roabă? Nu. Car cu roaba lemne și împreună cu el cărăm scânduri. Ce copii harmi sunteți voi!
Unul face curat, dă cu mopul. Rareș o ajută pe mami în bucătărie, face mâncare. Iulia de asemenea, curățenie, mâncare. Mateo o ajută pe mami, amestecă în cacao, la ciocolată caldă face referire, da? Am înțeles. Îl ajută pe bunicul, cară lemne cu roaba. Vă meritați mai daruri. Sunteți niște copii excepționali. Frumos sunteți, ascultători sunteți. Isteți, ne-ați demonstrat în ediția de astăzi. Discutăm puțin de școală? Da. Da? Ia zi, Alexandru. Dar facem legătura tot cu Sfintele Sărbători. Da. Pregătiți un moment special împreună cu doamna la școală? O să pregătim. Toată serbare de Crăciun o să ne îmbrăcăm în costume naționale, fiindcă la clasele mari așa știm că se face. De Crăciun ne îmbrăcăm cu costumele naționale și cântăm colinde. Uneori mai spunem și poezii, dar de rare ori facem asta. Mai mult colinde cântăm. Și unde organizați acest moment? În clasă sau casă de cultură, da, sau diferite locații? Uneori în diferite locații, dar în școală. Dacă este greu cu clasa, că nu avem prea mult loc așa, ne ducem în laborator, pentru că este o sală foarte mare. Cea mai mare sală din școala noastră. Și vine Moș Crăciun după acest moment și acolo la școală. Cadouri și acasă și la școală? Venea, dar acum... Ce s-a întâmplat? Am crescut mai mari. Păi și ce, Moș Crăciun nu mai vine? Eu dacă am crescut mare, nu mai vine Moș Crăciun la mine? Păi da, acasă, dar la școală... Deci la școală și la serviciu, mici. Gata, moșul, la revedere, ai crescut mare. Nu știu, nu uite ce, sincer, aș vrea să vină, dar nu se știe dacă... Dar compensează el, vine acasă cu daruri suficiente. Spui tu că pregătiți un moment frumos în ultima săptămână, nu? În ultima săptămână de școală, înainte de a lua vacanță, vă întâlniți la școală, invitați părinții. Da, sigur, ca în fiecare an. Mereu invităm la serbări și la serbarea de vacanță când terminăm școala, îi invităm și la serbarea de Crăciun. Și la serbări din astea, cum a fost la Alba Iulia, că v-am spus emisiunea trecută, că am fost atunci și i-am invitat pe unii cei care au vrut să meargă. Tu ai fost însoțit de unul dintre părinți? Nu, dar a fost frumos. A fost frumos, a fost frumos. Da, da. Rareș, la grădii organizați un moment pe care îl dedicați? Da, facem serbare, ne îmbrăcăm în costume naționale, punem bradul și la cămin. Și la cămin puneți brăduțul, ce frumos! Și vine moșul și acolo? Da, vine și la cămin. Ce bine să fii mic, vine moșul și acasă și la cămin. Dacă te plimbi prin oraș, te mai întâlnești prin oraș cu el? Da, mă mai întâlnesc cu el. Te-ai mai întâlnit, nu? Prin oraș? Da. Când ai spus și prin pădure. Eu mă amintesc din copilăria mea că m-am întâlnit cu moșul o singură dată, față în față. Și de două ori am fost norocoasă, într-o singură seară, la țară. Mă gândesc că și-a făcut el așa o părere bună despre mine, că sunt un copil bun, și după ce a fost la toți copiii din sat, că eram la bunici, a mai venit la mine cu o punguță de bombonele. Atât i-a mai rămas, după ce i-a vizitat pe toți, după ce mi-a adus prima dată darurile pe care le-am cerut. Iulia, ia, spune! Mi-a adus și mie o punguță. O punguță de bombonele. Și ai împărțit cu cineva sau le-ai mâncat pe toate? Le-am împărțit cu el. Cu moșul? Da, dar moș bun ai mai găsit tu. De fapt, el te-a găsit pe tine, că așa se întâmplă. L-ai servit? Ce ai spus? Moșule, servești cu mine o bombonică? Da. E demonstrat că știi să dăruiești. Da. Da. Cel mai important gest de care trebuie să dăm dovadă, mai ales acum în această perioadă, da? Deci tu ai primit și i-ai dăruit moșului din bombonelele tale. Felicitări, Rareș, felicitări. Iulia, ce pregătiți la școală? Cum îi surprindeți voi pe părinți? Cum îl surprindeți pe moș? Păi doar anul trecut am avut serbare. Anul acesta nu mai face. Nu mai faceți, ați crescut mari și gata, nu mai faceți. Dar vine el, moșul, acasă. Da.
Îl servești cu ceva pe moș? Da. Îi pregătești ceva? Pișcoturi, paharul cu lapte? Că așa am înțeles că se procedează. Îi lași? Da, îi lași? Uite, eu nu i-am lăsat niciodată în copilărie. Poate de aia nici nu a venit așa să-l văd an de an, față în față. Dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna ăla. Și le găsești mâncate din pișcoturi, lăptit cu băut? Da. Deci vine și însetat și înfometat. Mateo, la școală pregătiți ceva sau ați pregătit în trecut, anii trecuți? Da, și anii trecuți și la anii trecuți pregăteam. Eu am lipsit câteva zile și... Dar la serbare ai fost? Da, mereu. Unde ați făcut serbarea? Serbarea am făcut-o la Casa de Cultură. Cum? În ce moment ați pregătit? Poezii, colinde? Ce anume? Ați cântat, ați dansat, ați recitat? Da. Fiecare am avut câte o poezie de spus, dar fiecare pe rând, câte un vers. Bineînțeles, câte un vers ca să nu obosiți, nu? Spuneți acum o poezie. Și o colegă pe nume Alexia, acum, în ziua asta, a început să pună fulgi de aia care se lipesc de zăpadă pe geamuri. Unde? În clasă? În clasă. Astăzi a început? Da. Da? Felicitări! Frumos din partea ei. Deci, poate ne vom invita și pe noi, pe părinți, să vedem cum v-ați pregătit voi clasa împreună cu doamna învățătoare. O întrebam pe Iulia cum îl așteaptă pe moș, dacă îi pune paharul cu lapte și pișcoturi lângă brad. Tu procedezi așa? Nu. Nu. Cine mai procedează așa cu lăpticul și pișcoturile pentru moș? Până acum eu n-am procedat așa, dar mi-am plănuit să-i pregătesc de data asta. Fiindcă mă gândesc să o faci și el un drum foarte, foarte lung prin lume, să le dea tuturor copiilor. Dar nu doar pentru moș, nu doar la moș ar trebui să ne gândim, ci și la renul său, pentru că și el este o vietate și se folosește foarte mult de ea. Am înțeles. Și pentru ren ce pregătești? Pentru moș, laptele și pișcoturile. Și pentru ren? Pentru ren este așa. Ceva apă, dacă... O gălată cu apă. În fața geamului sau în casă? N-are loc renul în casă, da. A, deci mamușul intră în casă. Îi dau, ca să înțeleg. Îi dau așa, mai... În grădină. În grădină, că îmi imaginez. Ai grădină la bloc? Ce frumos! Da, da? Că locuiesc la parter. Și cred că acolo aterizează el de vine așa într-una pe geam, pe hol, că n-a venit niciodată prin bucătărie pe la mine sau pe la balcon. A intrat. Nu, deci acolo, știi clar pe unde și o găleată cu apă pentru ren. Am înțeles. La Mateu nu a venit cu renul, nevoie ce ne-a spus, cu mașina decapotabilă. A tras și curent, l-a durut și măseaua. Rareș, tu pregătești ceva dacă vine moșul cu al său ren, însetați, înfometați? Dacă mănâncă ceva din brăduț de la tine? Da, îi pregătesc. Îi pregătești și tu? Da. Ce copii sufletiști, ce sufletel bun și curat aveți voi, sunteți darnici. Nu vreți doar să primiți, vreți să și dăruiți. Mateo. Mai vreau să adaug ceva la ce a spus... Alexandru? Alex? Da. Eu i-aș pune renului o galeață de apă, cum a zis și el, și patru morcovi. Morcovi? Da, fiindcă reni chiar mănâncă morcovi. O idee extraordinară. Sau fân. Sau fân. Da, da, avem noi fân la casă. Aha. Deci la dacă țară. Nu avem fân... Morcovi. Morcovi, da. Și unde îi pui? Nu știu. Găsești tu. Pe balcon? Unde? Nu, pe balcon. La Alex e în regulă, are grădină în fața geamului. Pe holul de la intrare. Pe holul de la intrare. La Iulia este mai ușor, nu Iulia? Dacă ar fi să iei în calcul și această variantă, pe lângă pișcoturi și lăpticul pe care îl pregătești moșului, tu ai curte și ai putea să pregătești ceva și pentru ren, pentru că am tot discutat. Am vorbit despre
brăduț, mi-ați spus voi cum îl împodobiți. Când îl împodobiți, mi-ați spus cum vă pregătiți pentru școală. Ce ziceți? Colindăm? Le colindăm telespectatorilor? Da. Știți colinde? Da. Chiar dacă nu știți un colind cap-coadă, da? Cum spunea Mateo, la serbare recităm câte o strofă. O strofă, dacă știți. Începem un colind, vă ajut și eu, sau mă ajutați voi pe mine. Mateo, ești de acord? Colindăm? Da. Te rog. Sus la poarta raiului, poarta raiului, stătea turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Dar la poartă cine stă? Oare cine stă? Stă chiar maica precista, maica precista. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Mulțumesc foarte mult! Te rog! Mai am unul. Mai ai unul. Te rog, te rog! Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, fiu luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășățel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, Neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă lăudați și cântați și vă bucurați. Mulțumim foarte mult, Mateo. Cine mai vrea să colinde? Alexandru. Alexandru este cântăreț, da? Da. Deci s-auzim. La chitară am învățat doar un colind. Tu nu știi, nu? Dacă te ajut eu? Nu cântăm. Stai liniștit. L-ascultăm pe Alex. Alex ia cursuri, cântă la chitară. Ia, să ne... Totuși e primul meu colind. Am primit altul până acum. Succes! Sunt alături de tine. Te ajut, dacă știu. Se numește Noapte de Crăciun și e scris de Fuego. Dar vrei să mi-l cânti după ce mai stăm de vorbă la chitară? Totuși, da, știu, la chitară. La chitară, atunci te ascultăm la chitară. Da. Vrei să ne colinzi altceva, așa, între timp? Nu prea. Ok, de că în regulă atunci. Am fost până acum numai cu cântecele românești, patriotice, în legătură cu acel proiect la Alba Iulia și... Mi s-au dus toate gândurile la... Am înțeles, nicio problemă. Și mie mi se duc gândurile și vă mulțumesc pentru energia pozitivă pe care o transmiteți în ediția de astăzi și m-ați ajutat. După ce mai discutăm puțin, te ascultăm, ne colinzi la chitară, da? Sigur. În premieră aici la TV Sal, la Presa Liberă Trecere. Rareș, spuneai că tu încă nu ai pregătit un colind și mai avem vreme până la Sfântul Crăciun, o să ai timp, ba, la școală, la grădii, fie cu mami acasă, da? Da. Așa. Iulia, tu știi un colind? O poezie. O poezie. Ce frumos. Te rog foarte mult. Caz fulgi mari în ce zburăm și în casă arde focul. Iar noi pe lângă mama suntem mulți uitară în joc. De mulți patru ne aștepta, dar cine să se culce? Rugată mama repeta un glasul rar și dulce. Cum sta pe paie în fric Hristos în ieșirea cea săracă. Și boul cum sufla miros căldură ca să-i facă. Drăguțul mer cum i-au adus păstorii de la stână și îngeri al plântau pe sus cu flori de măr în mână. Felicitări, Iulia! Este o poezie foarte mare, da? Știu că am avut-o și noi. Acum, în clasa întâi, am avut-o de învățat. Felicitări! Îți mulțumesc foarte mult! Un mesaj pe sufletul nostru. Alexandru, vrei să adaugi ceva? Mi s-a părut că ai degețelele ridicate. Totuși, eu am compus singura poezie despre iarnă. Și una despre Moș Nicolae pe care i-am lăsat-o și lui cadou de la mine. Dar este la Biblioteca Municipală, că acolo ne-a pus să scriem ceva, o compunere despre iarnă. Am înțeles, și am înțeles. Am preferat să scriu o poezie. Și știi câteva versuri? Doar nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Eu reciți moșului, fie lui Moș Nicolae, fie lui Moș Crăciun.
O știi? Știi prima strofă? Prima strofă. Dacă vrei, eu te ascult cu mare drag. Iarna. A venit iarna din nou, totul e ca un tablou, cu mii și mii de fulgi, de fulgi micuți care cad din nori mulți. Și tu ai compus, da? Mai am încă trei versuri, încă patru strofe. Felicitări, felicitări! Îți place muzica, îți place să citești, pentru că am mai spus și în ediția de data trecută. Care mai sunt pasiunile tale? Cânti la chitară? Muzica, cititul și asta, arta. Muzica, cititul și arta. Ce profesie vrei să îmbrățișezi? Profesia ar fi așa mai... Nu știu, încă nu ai decis ce vrei să te faci, nu? Când o să crești mare. De fapt, mă gândesc că... Vrei să faci emisiuni la radio, la TV, ca tati? Mai mult mi-aș dori să ajut comuniștii în două feluri, dar nu se știe dacă aș putea să am două slujbe. Mi-aș dori mult să devin geografică, am aflat foarte multe despre geografie. Îți dorești multe slujbe, spuneai tu. Două, mai exact. Două. Că îmi plac foarte mult și medic, pentru că am văzut că e bine să ajuți oamenii, și mai ales cu sănătatea. Și geograf și medic. Da, Doamne ajută. Să te ajute, da. Doamne, să te orientezi spre ce îți dorești cu adevărat. Mateo, tu ce pasiune ai? Sau ce vrei să te faci când vei crește mare? Când voi crește mare, eu vreau să mă fac preot, jurnalist, psiholog, constructor de autostrăzi, să lucrez și în IT și o mare afacere. Am înțeles. Vezi, Alexandru, nu e singur. Tu ai zis geograf și medic. Dar Mateo vrea și preot, vrea și jurnalist, și psiholog, și în IT. În IT și constructor de autostrăzi și afaceri. Deci, vezi, nu e singurul. Da, dar e foarte... Dar chiar nu pot să mă gândesc la ce a zis. Dar nici eu nu știu cum o să fac față situației, dar să te ajute Doamne să rânduiască meseria potrivită pentru tine. Doamne ajută. Elena, scuză-mă, Iulia, mă gândesc mereu la mămica ta, la Elena Tănase, colega noastră. Iulia, tu ce vrei eu să te faci? Eu vreau să lucrez la IT. În IT și tu? Hotărâtă, doar IT? Da. Nu ai venit așa cu o listă și la final tragem concluzia. În IT, foarte hotărâtă ești. Felicitări, ca mami, da? Da. Da, îți place ce face mami fiecare zi, da? Postează știrile, emisiunile noastre, o urmărești, urmărești munca? Ești atentă la ce face, da? Ești atentă la ce face mami și o să fii un om de bază. Stau lângă ea când face știrile de acasă. Stai lângă mami, mai știu eu pe cineva. Bravo, felicitări! Înseamnă că o să fii un bun profesionist. Tu arăși ce vrei să te faci când o să crești mare? Vreau să mă fac soldat. Soldat, să aperi țara, da? Bravo, bravo! De ce vrei tu să te faci soldat? Ești curajos? Fiindcă mie îmi place să lupt cu oamenii răi. Îți place să lupți cu oamenii răi. Bravo! Să eliminăm tot ce este rău din țara asta, da? Să fii un om drept, cinstit, să-ți aperi țara. Bravo, Rareș! Să te ajute și pe tine, Doamne! Doamne, să vă ajute pe toți să fiți sănătoși și să vă îndepliniți visurile. Te rog! Totuși, mă gândesc puțin la ce a spus el, să se facă soldat, pentru că asta cu soldăția, n-am ales așa ceva, dar la câtă istorie am făcut, adică am citit o carte întreagă de istorie, multă istorie, că era foarte mare, și mă gândesc la asta pentru că acolo erau multe lupte și legături cu asta. Eu nu m-aș face soldat pentru că acolo este foarte periculos. Dar e părerea lui Alex, asta își dorește el. Dar... Știu, nu te faci tu soldat, dar lăsăm pe Rareș.
nu-l opresc. Nu-l opresc, și nu? Foarte bine că are curaj și nu? Păi o să apere țara noastră. Nu, nu? Și dorim succes. Știi, noi am discutat în ediția trecută despre Marea Unire și despre curajul pe care l-au dat înaintașii noștri, nu? Nu? Și spuneai că ți place muzica, îți place arta. Tu, Mateo, ce pasiune ai? Mie îmi place să pictez, să desenez, uneori să mai fac calcule. Și îmi plac foarte mult înmulțirile. Am înțeles. Îți plac înmulțirile, îți place și matematica, da? Și. Și îmi plac și abilitățile practice și religia. Și abilitățile practice și religia. Pentru că ne apropiem noi de finalul emisiunii, o să vă rog să le transmiteți un mesaj părinților sau bunicilor sau celor de la școală, colegi, doamnele învățătoare sau un mesaj pentru Moș Crăciun. Spune, Alexandru. Totuși, deci aș vrea să vă urez tuturor românilor să sărbătoriți ajunul Crăciunului și pe Sfântul Nicolae, pentru că și el aduce tot cadouri pentru cei mici, să sărbătoriți așa cu mult haz, chiar dacă uneori ar fi de necaz. Facem haz de necaz. Cred că în ultimii ani românii s-au cam învățat să facă haz de necaz, dar îi mulțumim, Doamne, că vă avem pe voi niște îngerași care ne-a ajutat să trecem peste părțile urâte și să ne bucurăm de viață. Mulțumesc foarte mult, Alex. Rareș, un mesaj pentru mami, pentru bunici, pentru cine vrei tu. Mulțumesc fiindcă am venit aici la emisiune și pentru că am vorbit. Și eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru prezență. Ești un scump, ești un curajos, un soldat, da? Un viitor soldat de încredere pentru țară, da? Promiți? Da. Mulțumesc din suflet, Rareș. Iulia? Eu îi urez doamnei mele să se facă bine, pentru că este răcit. Doamna ta este răcită, să se facă bine. Și noi îi dorim, doamne învățătoare Chiru, spuneai, da? Doamne învățătoare Chiru, multă sănătate. Un mesaj pentru mami? Da. Și pentru mami? Îi transmitem ceva? Să fie sănătoasă, da? Da. Și să te iubească. Da. Bravo, îți mulțumesc și ție tare mult, Iulia. Mateo? Eu îi urez doamnei noastre la mulți ani, doamnei mele la mulți ani, pentru că zilele trecute a fost Marea Unire și îi spun la mulți ani, bunicilor mei sănătate multă, părinților mei la fel, sănătate și iubesc. Și noi te iubim foarte mult și părinții voștri vă iubesc foarte mult. Eu vă mulțumesc din suflet pentru o prezență. Ați reușit să mă ajutați să le transmitem telespectatorilor gândurile, impresiile, sentimentele voastre despre tot ce înseamnă Sfintele Sărbători de Iarnă. Eu vă mai aștept la Presa Liberă Trecere. Dacă v-a plăcut, rămâne de văzut. Mă mai vizitați sau nu într-o altă ediție. Rămâne să-l ascultăm în continuare pe Alex Dumitru, da? Ne va colinda la chitară. Încă o dată vă mulțumesc, atât vouă cât și părinților voștri. Multă sănătate și sărbători fericite! Le mulțumim doamnelor și domnilor micuților care au venit astăzi la Presa Liberă Trecere. Așa cum vă spuneam, sunt copiii colegilor de la grupul Media TV Sat. Îi mulțumim Iulie, îi mulțumim lui Rareș, lui Alex și lui Mateo și dumneavoastră, bineînțeles. L-ascultăm pe Alex Dumitru. Sănătate, numai bine. La revedere! Presa Liberă Trecere. Haide să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să dăm răul la o parte, bucurăm.
ani, fost sănătate, Sfântă Noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. Masa e plină de bucate, obiceiul e străbun. La mulți ani, cu sănătate, Sfântă Noapte de Crăciun. Cei dragi poate sunt departe, dar în inimi le rămân. La mulți ani, cu sănătate, Sfântă Noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. Și tot omul e mai bun. Presa liberă trecere.